tinerii, studenții sau absolvenții sunt îndemnați să-și pregătească CV-urile pentru cel mai mare târg de joburi și internship din partea de vest a țării. Zilele Carierei, eveniment cu tradiție al Universității Politehnica Timișoara, a ajuns la cea de-a 25-a ediție și se va desfășura în zilele de 16-17 octombrie, între orele 10-17, la cantina UPT din complexul studențesc. La eveniment vor participa peste 35 de companii și organizații de stat. Târgul este organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UPT pentru studenți și absolvenți care doresc să-și cunoască posibilii viitori angajatori și chiar să-și găsească un loc de practică sau muncă. Târgul este o ocazie excelentă de interacțiune directă cu reprezentanții companiilor și de a afla detalii despre locurile de muncă disponibile, programele de internship, dar și despre proiecte de cercetare sau dezvoltare pe care le desfășoară aceste organizații. Companiile participante reprezintă diverse domenii de activitate, de la inginerie și IT până la sectorul financiar și industrial, oferind astfel o gamă variată de oportunități pentru toți studenții, indiferent de specializările lor. Am gândit acest târg pentru a facilita accesul studenților către viitorul lor, oferindu-le posibilitatea de a alege cele mai bune opțiuni pentru fiecare dintre ei. Ediția cu numărul 25 ne face să ne gândim invariabil la edițiile următoare, pentru că ne dorim ca acest eveniment să crească și să ajute și generațiile viitoare de studenți, a precizat Loredana Stanciu, coordonatoarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din UPT.